Etapa nouă din cadrul Ligii Prieteniei Giurgiu s-a încheiat joi. A fost din nou festival de goluri la balon. Balul a fost deschis de Comar, care a dispus cu 9 la 3 de Emo Galaxy, Favorită pe hârtie, Real Bronx a cedat după un meci de mare luptă în fața formației Fairplay, Play, 5 la 6. Echipa Sindicatului Național al Lucrătorilor din Penitenciare a dispus cu 3 la 0 de viitorul, în timp ce Giurgiu venie o la limită de amicii, scor 9 la 8 la capătul unui joc spectaculos. 6 runde înainte de finalul sezonului, clasamentul este condus de Unirea Frătești cu 22 de puncte, urmată de Salvatorii și Victoria, ambele cu câte 21 de puncte. Liga Prieteniei continuă luni cu primele patru jocuri din cadrul etapei a 10.